Trei spitale din capitală urmează să fie dotate cu echipament modern japonez. Donația vine în urma unui acord de grant cu Japonia în cadrul unui program de dezvoltare economică și socială. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu în urma unei întâlniri cu ambasadorul nipon în Moldova. Potrivit lui Dumbrăveanu, în urma semnării acordului de grant, Spitalul Emilian Coțaga va beneficia de două dispozitive medicale, Röntgen X-Ray, un dispozitiv similar va ajunge la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, iar altul va fi dat în folosință Spitalului Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Viorica Dumbrăveanu a precizat că exprimă profundă recunoștință pentru tot sprijinul acordat de autoritățile din Japonia pentru țara noastră, atât în perioada pandemiei, cât și de-a lungul anilor prin intermediul acelor programe de dezvoltare. Statul nipon este partenerul strategic al țării noastre pe toate domeniile de activitate, contribuind esențial la dezvoltarea economiei și crearea locurilor de muncă, a mai adăugat Viorica Dumbrăveanu. La rândul său, ambasadorul Japoniei în țara noastră a apreciat munca depusă de autoritățile de la noi în gestionarea crizei pandemice și a dat asigurări de deschidere pentru realizarea mai multor proiecte de dezvoltare în Republica Moldova. Precizăm că până acum Japonia a donat mai multe loturi de echipamente medicale pentru a ajuta sistemul nostru de sănătate în lupta cu virusul COVID-19.